O clipă de neatenție îl putea costa viața. Este vorba de un șofer care, pe fondul oboselii accentuate, a dormit la volan și a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. Accidentul s-a petrecut în această dupămasă, în localitatea Creazna, județul Sălaj. Bărbatul de 44 de ani transporta lapte într-un autoturism marca Volkswagen Caddy. La fața locului a fost solicitată o ambulanță, 3 mașini de poliție și un echipaj de la descarcerare. Pompierii nu au mai intervenit, sătenii și echipajul de la ambulanță au scos șoferul din mașină. Bărbatul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, unde a fost supus mai multor investigații medicale. Acesta va rămâne sub supraveghere medicală în următoarele ore. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind zero. Șoferul unui autoturism marca Volkswagen, de culoare galbenă, în timp ce se deplasa pe direcția Zalău spre Creazna, a pierdut controlul autoturismului condus, intrat într-un capă de pod. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto. Urmează să fie audiat stabilirea cauzei exacte a producerii accidentului. La testul cu aparatul de rezultatul a fost zero. Fost grav rănit sau... Încă nu se știe. În urma diagnosticului pe care o să-l stabilească medicii, o să vedem și radio. Uite că e aici, înțelegeți? Da? Gata. Sunteți mai bine? Deja, așa e mai bine. Acolo vă merge calmantul, imediat sunteți ok, da? Nu sunteți alergic la algocalmin? Bun. Un telefon, vei lua. Nici telefonul tine de prizotor. În ranga eu un subchi vei lua. Unde pare? Un ciorul? Burta? Încercați să vă liniștiți, da? Mai repede cu aia, curge acolo. Da. Da, da, merge. De partea cealaltă, acolo vezi. Mai ridicat un pic. Dar nu mai voie, atât. Da? Nu-i voie mai mult. Da. Domnul Sap, sunteți în regulă? Vorbiți cu noi, da? Să duce și asta, ia, și asta se desfacă. Aparatul, mașină, tătătăt lipit iar. Nu mai sunt. 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 Nu mai sunt.